cine n-a încăput în curtea muzeului sau îi mirosea a fund de țigară sau eu știu ce înghesuială îi părea, a rămas să asculte concertul afară. Stă să plouă, dar dacă e concert gratis la Muzeul Hărților, e mare îmbolzeală. Cred că n-au fost tot anul atâția vizitatori cât au venit azi la concert de jazz. Unii stau la coadă să intre în muzeu, alții merg în curte să asculte sau să vadă concertul. Thank you.
mai ce pistă.